Zeci de părinți din Craiova, ai căror copii au fost diagnosticați cu probleme neuromotorii și care s-au lovit de-a lungul anilor de refuzuri, indiferență sau birocrație, au luat atitudine pentru a-și recupera micuții. Au început timid doar 3-4 părinți care au constituit Asociația pentru Copiii cu Cerințe Educative Speciale, ACCES. Anul trecut erau deja 40, iar astăzi sunt aproape 100 de familii al căror scop este să își ajute copiii să nu aștepte mila statului. Au reușit să facă rost de un sediu pe care doresc să-l transforme în centru de recuperare. Copiii acestor oameni au nevoie de atenție medicală specială, ședințe de masaj și kinetoterapie. Copiii care sunt integrați în școală au de obicei probleme cu acceptarea lor în sistem. Sistemul nu este suficient de pregătit pentru ei. Se poate spune că le rezolvăm căzând la mica înțelegere. Căutăm oameni cu suflet printre cadrele didactice și găsim, de obicei găsim, și încercăm cumva să ajungem la o înțelegere cu dânsii, pentru că un copil cu dizabilități neuromotorii și de intelect și aflat sub medicație nu poate susține orarul școlar normal. Că la început a fost un pic mai greu, voluntariatul este foarte puțin înțeles în România, din păcate. Necesită și o vocație, o pasiune, o chemare, ceva în plus pentru derularea lui, dar, mă rog, înțelegând, apoi motivați de faptul că această activitate de voluntariat este utilă și pentru CV-urile lor și pentru, în primul rând, pentru perfecționarea lor profesională. Lucrurile au mers destul de repede, ei au acceptat, cadrele didactice sunt disponibile. Cei de la Asociația ACCES au găsit înțelegere la conducerea Facultății de Educație Fizică și Sport și în prezent se bucură de sprijinul a 30 de studenți de la secția de kinetoterapie. În numai 4 ani visează să ridice un centru cu ateliere ocupaționale pentru ca cei cu dizabilități care împlinesc 18 ani să aibă o șansă de integrare socială. Pentru a face rost de banii necesari reamenajării acestui spațiu, părinții de la ACCES au cerut sprijinul Filarmonicii Oltenia Craiova, care a acceptat ca pe 10 aprilie să susțină un concert caritabil. Câte persoane ar trebui sau ați avea nevoie să alăture pe 10 aprilie când este concertul? În jur de 500 de persoane am avea nevoie să vină la concertul nostru și în același timp avem nevoie de suportul firmelor, de suportul oamenilor de bine care să vină și să sponsorizeze, să doneze. În câțiva ani, cei de la ACCES visează să ridice un centru cu ateliere ocupaționale pentru ca cei cu dizabilități care împlinesc 18 ani să aibă șanse de integrare socială.